mulțumim, Domnule, că să mai sunt și o speranță pe 2025, aceasta e Domnul Iana de Dumnezeu. Dacă analizăm acest scuze, va lua în sfericit sfârșit. Într-adevăr, definiția cea dată comunism este extrem de actuală și al mea este extrem de actuală, dacă avem, de exemplu, ușurința, superficialitatea și modul haotic în care atribuim stânga și dreapta, atribuim în care sau postura de regional, de mai știu ce, să parcă s-a fi transmis așa, pentru o curea distrasă de transmisie din acele vremuri. În sfârșitul, eu sunt o mare tragedie, de exemplu, nu știm cum ar fi gândit ei. Putem lămâi până un pom, pentru că cu destul de puțin timp înainte a grațierilor, care au început în 61, s-a plenat în 64, sunt la personalități, au decedat în Mergeoara Aiu, în Sandu Tudor, în 62, Radu Ciobulescu în 61, George Manu în 61. Și n-am mai avut șansa de a opta, dacă vreți, în anul 64, pentru că este așa de adoptare, nu vreau să știți că e la chestiunea aceasta. În orice caz, am urcat o observație și am avut că când era Radu, sunt pe Montreatul, să începea să se roage, față de primare, bătăiosul, Sandu Tudor, a zbubit în plâns. Și în interviul pe care Cineanu, profil medical lui George Manu, nu, lui Arsenie Boca, postește această chestiune. Iar sunt interviu cu parocul bisericii studenților de Cluj la Boca, care nu știu cum s-a convertit el la trăirea creștină. Și noi mergând la mormântul lui Arsenie Boca, care extrem de bătăios, așa și de mândru și necrezând nimic din ceea ce se spunea acolo, și cu un alt coleg la fel de mândru și la fel de și când s-a întors, el s-a sincis drogenat, se întoarce către colegul lui care își plângea aproape în hobote. Și zicea, eu încă mă dădeam mari, zice, ei mai mari, mă pomnește trei facultăți, de ce plângi? După aceea l-a pomnit și pe el răzut. Mă trebuie să transmit microfonul domnului profesor Florin Duțu, luminătorul Nichifor Crăinic și ucenicii. Bună ziua! Da, bună ziua! Sper că se aude destul de bine. În primul rând, aș vrea să mulțumesc organizatorilor, în special doamnei doctor în Râgu Aprins, Carmen Ciornea, pentru acest minunat eveniment îndumnezeitor, aș spune, pentru că noi acum intrăm în legătură cu acești mari mărturisitori, după cum știm. Pentru că îi pomenim, părintele stareț a organizat și un parastas mai devreme, în memoria lor, și parastasul are acest rol de a ne pune în legătură, nu? Într-o legătură duhovnicească. Și, în al doilea rând, bineînțeles, mulțumesc părintelui stareț care ne-a găzduit aici și ne-a ospătat, așa, și ne-a primit. Și de aceea aș dori să încep cu un fragment pentru că părintele care este un ucenic al părintelui Arsenie Papacioc, cu un fragment dintr-o notă informativă din 19 martie 1972, notă sinteză în dosarul de urmărire informativă Bărbosul. Bărbosul, cu numele real Papacioc Anghel Arsenie, născut la 13 august 1914, în sfârșit, așa la fragmentul care ne interesează. Cu ocazia unei liste făcute obiectivului de Comino Petrina, Pia din București, în comuna Celarul Caracal, cunoscută ca membra organizației, cu care discută despre multiplicarea unei cărți de-a lui Nichifor Crainic, Mistica, pe care Pia urmează să le procure de la cineva. Ea afirmă că deja a încercat să scrie de mână din Mistica. Amândoi cad de acord că multiplicarea... Bine, cât simte. A venit de el la noastră. Nu. Bună, atunci, acum. Da, ce să vă spun. Da, acum am început să vorbesc despre Nichifor Crainic și ucenicii săi și chiar... am început cu un citat din
cartea publicată de Părintele Stare despre maestrul său, despre duhovnicul său, Părintele Arsenie Papacioc. Și reiau, în nota informativă se spunea 19 martie 1972, în dosarul de urmărire informativă, Bărbosul. Bărbosul cu numele real Papacioc Anghel Arsenie, născut în sfârșit la 13 august 1914, și ajung la fragmentul care m-a interesat, cu ocazia unei liste făcute obiectivului de Comino Petrina, Pia din București, în comuna Celarul Caracal, cunoscut ca membra organizată, cu care discută despre multiplicarea unei cărți de-a lui Nichifor Crainic, Mistica, precum și altora, pe care Pia urmează să le procure de la cineva. Ea afirmă că deja a încercat să scrie de mână din Mistica, amândoi ca de acord că multiplicarea cărților să fie făcută în secret, de o persoană de încredere, deoarece nu este permisă multiplicarea și difuzarea lor. Bărbosul, adică Părintele Arsenie Papacioc, îl elogiază pe Nichifor Crainic, afirmând despre el că este un mare teolog. În închisoare a fost extraordinar, iar cărțile lui sunt de mare importanță. De asemenea, în cadrul discuțiilor, obiectivul afirmă că astăzi, în lupta aceasta, nu mai este simplu. E bine să te apropii de mănăstire. Deci iată că și noi astăzi ne-am apropiat de mănăstire pentru acest eveniment. Și după cum reiese și din acest fragment, numele lui Nichifor Crainic și opera sa au fost interzise în perioada comunistă și mai mult, chiar și acum, accesul este dificil la unele articole pe care le-a scris în ziarul la care a colaborat. Chiar o instituție de prestigiu a organizat acum câțiva ani un eveniment, o expoziție despre istoria presei românești, și la un moment dat am întrebat de ce ziarele la care a scris Nichifor Crainic n-au fost expuse și mi s-a spus s-a dat ordin să nu fie aceste reviste expuse. Deci vedeți lucruri care se întâmplă de curând. Nu? Și asta înseamnă că Nichifor Crainic este un personaj profetic, să știți. Și după cum spunea chiar în altrea Sfințitul, acum câțiva ani la un eveniment organizat la Constanța, chiar și în anii, în anii de la teologie, spuneați că numele Nichifor Crainic era ca o legendă. Se vorbea cumva în șoaptă despre el. Și pentru că, într-adevăr, a fost perceput ca un profet și de către contemporanii săi. Uitați ce scria părintele Ilarion Fele. Părintele, un mucenic, practic, căci, după cum știm, a murit în temnița a iudului în 18 septembrie 1961. Bunul Dumnezeu ne-a prelicit pe noi românii ca la marile răspândii și cotituri ale vieții istorice să ne trimită bărbați aleși și plini de har, care prin energia înțelepciunii lor să ne arate calea mântuirii. Credem că din rasa acestora face parte și maestrul Nichifor Crainic. Cine cunoaște scrierile poetice încunoate de Primul Academiei Române și activitatea publicistică, mai ales cea depusă în redacția calendarului și a gândirii, încununată și aceasta într-un fel sau într-altul de admiratori și adversarilor, își poate face o icoană clară despre valoarea personalității și a sufletului din care au izvorât. Și mai jos continuă. Să facem, adică, frumoasă gândire, gândirea maestrului Nichifor Crainic să trăiască viu și conștient în mulțimea poporului român. Căci o adevărată tragedie în care se zbucimă spiritualitatea românească și profeții ei. Poporul român în clipa de față nu-și cunoaște de ajuns, nu-și înțelege și nu-și ascultă trimișii lui Dumnezeu. Ba uneori se întâmplă că urmează tocmai pe acei proroci mincinoși, demagogi, care știu minții mai strașnic. Profeții lui adevărat luptă vitejește cu munți de greutăți. Unii obosesc și cad sub povara lor. Dar împărțite pe umerii tuturor aceste greutăți s-ar purta și pe degetul cel mic. Să împărțim, deci, sarcinile, să muncim, să luptăm. Ca prin creștinismul dinamic și naționalism sincer, clasic definit de maestru Nichifor Crainic în puncte cardinale, să facem din haosul vremii cosmos, ordine morală și frumusețe divină pe fața transfigurată a României. Și iată ce scria părintele mucenic Ilarion Felea. Un alt membru al grupului a prins, deci părintele, marele savant Alexandru Mironescu, scria în jurnalul său următoarele lucruri foarte importante. Imediat. Ca să vedem legăturile care erau între acești mari minți din România. Am pierdut în 3 iulie 1969 următoarea. Am pierdut din vedere să notez ceva very important.
Rândul trecut fiind la Cernica, venind vorba despre Nichifor Crainic, Vlădica Tit Simetrea, care este în multe privințe un om cu totul remarcabil, a spus despre Nichifor Crainic, pe care îl cunoaște bine și de mult, un cuvânt care trebuie reținut. Orice se poate spune despre Crainic, dar în două puncte e inatacabil. Dragostea de neam și dragostea de Dumnezeu. Cuvântul m-a izbit și am simțit că este caracterizarea care lucidează definitiv cazul lui Crainic, care multe privințe e adevărat, ridică unele întrebări și nedumeriri. Crainic este pentru mine, în mod incontestabil, cel mai mare poet creștin, prin opera care nu se cunoaște încă. Crainic e desigur un păcătos, dar e în sensul cel autentic creștin și trebuie să mărturisesc că l-am simțit trup și suflet aruncat în brațele lui Hristos. Nichifor Crainic, mai e nevoie să spun, știe bine ce ortodoxia și aderă la ea integral. Deci vedeți ceea ce nota Alexandru Ironescu, care îl vizita pe Nichifor Crainic în apartamentul său de la etajul 1 dintr-un bloc de lângă Gara Basara, unde am fost și eu cu ani în urmă, când a trebuit să întocmesc cu bucurie. Nu a trebuit, chiar bucurie. Am întocmit o lucrare de disertație despre Nichifor Crainic. Și uitați, deci în 4 august 1971, Nichifor Crainic și Alexandru Ironescu și Sasha Solomon l-au vizitat pe Nichifor Crainic, care, din păcate, se afla într-o stare de sănătate șubredă. Am stat o jumătate de ceas ca să nu-l obosim, notat. Convocat de fenomenalul și prodigiosul Sasha Solomon, am fost împreună la Nichifor Crainic, care însuși așa de încercat de o boală de inimă și de la o vreme mai mult pe la centru de cardiologie. Ascar s-a interesat de mine și de câte ori a putut mi-a trimis semne de simpatie și urări de sănătate. Deci iată că legăturile dintre Nichifor Crainic și membrii rugului aprins au fost foarte strânse. De ce? Pentru că Nichifor Crainic a fost luminătorul României interbelice. Nu spun eu lucrul acesta, spunea Părintele Dumitru Stăniloae, că istoria Bisericii Ortodoxe Române a început o nouă epocă odată cu apostolatul lui Nichifor Crainic. Pentru că el a avut acest rol de a repune în circulație nu mistica ortodoxă, cum o definea știința îndumnezeirii omului. Adică omul se poate curăți, ilumina și îndumnezei. Ca și cum în psihologie, după cum spunea Jung, există acest proces de individuație, nu? Prin care omul se poate cunoaște, sau în filozofie, cunoașterea de sine, sau în celelalte științe, nu? Care au un sens, un scop. Dar iată că Nichifor Crainic a mers la esența ortodoxiei, la mistica ortodoxă. A întocmit un curs pe care l-a ținut mai întâi în 1920, începând cu 1927, la Chișinău, în Basarabia, până în 1932, când a venit la București, nu? Și a ținut acest curs până în 1944. Sub influența lui s-au format foarte mulți tineri. Părintele Dimitrie Bejan, Părintele Stăniloae, într-adevăr, absolvise la Cernăuți, dar a început, de fapt, să-și cristalizeze această doctrină despre românism și ortodoxie, sub influența lui Nichifor Crainic, pe care nu l-a părăsit niciodată. Deci vă spun, chiar și după ieșirea din temniță, în 1963, ei s-au întâlnit foarte des. Chiar un cercetător, un profesor, mărturisea într-o altă conferință, a pus mâna pe 70 ceva de scrisori ale Părintelui Stăniloae către Nichifor Crainic. Din păcate, n-am avut acces la aceste documente importante pentru istoria bisericii noastre. Și nu numai Părintele Stăniloae vizita în acest apartament și se plimbau până noaptea târziu și dezbăteau tot felul de probleme legate de ortodoxie, de misiunea până la urmă neamului nostru, ceea ce îi preocupa foarte mult. Și mergând în acest apartament prin 2015, am descoperit, pentru că ce se întâmplă? Nichifor Crainic a avut un singur copil, Mimi, Ioana Furtuna Crainic, care a murit în anii 80. Și ginerele său, rămânând singur, s-a recăsătorit cu o doamnă. Și doamna aceasta mai trăia în perioada respectivă în care am fost eu acolo. Și la un moment dat erau niște înregistrări puse deoparte pe biroul lui Nichifor Crainic și le-am luat
și am ascultat ca să văd despre ce e vorba. Și erau chiar discursurile ținute în 1969 de anumiți invitați la aniversarea sa de 80 de ani. Printre aceste discursuri era și cel al părintelui Stenberg, pe care o să-l pun acum, e vorba de 5 minute, pentru a vedea, și pentru în acest discurs, părintele Stenberg arată că este un ucenic de-a lui Nichifor Crainic. Ceea ce înseamnă foarte bun, adică părintele Stenberg este recunoscut drept, poate cel mai mare teolog nu ortodox, alături de Gheorghe Tihorovski și de ceilalți. Și printre alte discursuri este și cel al Radu Gir, lui Radu Gir, singura înregistrare a vocii sale. Și părintele Arsenie Boca, cu toate că a fost invitat, nu a ținut un discurs. Acolo mai erau și Pan Vizirescu, Nicolae Grevelia a ținut un discurs extraordinar despre nașul său, a fost chiar nașul său de cununie. Și, de fapt, și Nicolae Grevelia se numără printre ucenicii lui Nichifor Crainic. De fapt, influența lui Nicolae Grevelia se vede în presa patrioților de astăzi, cumva. Dar nu e momentul aici să discut cum s-a transmis această filiație. Pe de altă parte, Nicolae Grevelia a ținut și la înmormântarea lui Crainic un discurs extraordinar. Spunând că era iubit de toți. Era inclusiv iubit de către copiii de la bloc pe care îi chema de la etaj, de la etajul 1, și îi ruga pe copii să-i cumpere câte ceva de la magazinul mere din apropiere și totodată era un om foarte generos, îi lăsa foarte mulți bani. Și în timpul când era profesor la Chișinău, părintele Paul Nenica spune că i-a ajutat cu bani pe studenții săi. Și el a stat toată viața în chirie, să știți, Nichifor Crainic. Un alt aspect, o scurtă schiță biografică. Deci, Nichifor Crainic s-a născut într-o familie țărănească din satul Bulbucata, din actualul județ Giurgiu, atunci se numea Vlașca. Tatăl său era căruțaș, iar mama sa era casnică, săracă, pur și simplu, care se ocupa de treburile din gospodărie. Și pe el l-a remarcat un profesor, un învățător, Constantin Spâneștean, care i-a deschis acest drum către luminile orașului, cum spune Nichifor Crainic. Și datorită lui s-a apropiat de școală, s-a înscris la seminariul teologic unde a intrat, nimeni nu dădea nicio șansă, că era fiu de țăran, sărac, pur și simplu. A intrat la seminar, nu avea nici bani de uniformă, tatăl său a vândut un porc și al doilea cal pentru a-i procura cele necesare. După absolvirea seminarului nostru, a urmat facultatea de teologie. După facultatea de teologie a mers pe front, împreună cu Alexandru Pusuioceanu, ca soldat sanitar, și acolo Crainic a debutat sub influența lui Nicolae Iorga, la Neamul Românesc. Și Nicolae Iorga a fost unul dintre mentorii săi, cum a fost și mentorul lui Nae Ionescu. Și vedeți, Nae Ionescu și Nichifor Crainic în anii 30 erau liderii studenților, nu? Ei se apropiaseră, se implicau și ajutau și sprijineau pe studenți și le trasau punctele cardinale. Bineînțeles, ei s-au înțeles până la un anumit moment, pentru că Nichifor Crainic a fost cel care l-a adus pe Nae Ionescu la ziarul Cuvântul, după aceea Crainic s-a retras pentru că a lucrat la Ministerul Cultelor, n-a putut să-și continue această activitate, și în 1932 și-a înființat chiar propriul său ziar, intitulat Calendarul. Singurul ziar care n-a mai putut să fie, deci a putut să-l scoată timp de 2 ani. După aceea a fost total interzis, a zbătut până în 1940 ca acest ziar să fie scos. Ziar elogiat de părintele Stăniu, a considerat singurul ziar creștin care se zbătea pentru apologet. Și a reușit în schimb cu gândirea și totodată, nemai putând să scoată acest ziar calendar, care este o capodoperă. Deci ziarul său a fost interzis pentru că a scris acel articol în care a atacat Camarila Regală, în țara regelui Vider și a reginei Duduia. Vider era, să spunem așa, era cel care trăgea sforile la
Curtea Regală, împreună cu Elena Lupescu, nu? Care chiar formaseră un serviciu secret paralel, nu? Paralel. Și doar un fragment, așa, că nu, nici nu putem citi întregul articol. Dacă aveți curiozitatea, să căutați chiar întreaga colecție. Pentru că cei care vor să facă presă, trebuie să meargă, într-adevăr, la acele ziare, nu? Interpelice. Și uitați ce scria Crainic. Indivizii aceștia pregătesc dărâmarea statului român. Ei împart grațiile regale, ei fac în folosul personal toate afacerile monstre. Peste capul guvernelor paiații. Ei dau toate marile comenzi ale statului. În mâna coreligionarilor. Ei dărâmă guvernele, ei pun alte guverne din ce în ce mai sclave. Puterii altora în România. Să mă uit ca să sintetizez foarte pe scurt, că timpul este limitat, bineînțeles. N-am menționat despre influența sa asupra apariției Filocaliei. El, Nichifor Crainic, este părintele Filocaliei românești. Și lucrul acesta îl recunoaște părintele Stănoian în articolul său din 1940. Și de ce? Pentru că și călugării îl căutau mai întâi pe Nichifor Crainic. Atât cei de la Muntele Athos, cât și cei din mănăstirile din România. De exemplu, în 1938, Nichifor Crainic a fost căutat de către starețul de la Frăsinei, Simeon Gombei, și a dăruit aceste manuscrise ale Filocaliei, care se găseau în arhiva mănăstirii. Erau, de fapt, o traducere a celor de la Prodromu, adusă de episcopul Gherasim Safirin. Și atunci Nichifor Crainic a făcut cerere către Sfântul Sinod pentru a cere sprijinul în vederea publicării acestor manuscrise. Și iată că în Sinod, mitropolitul Nicolae Bălan și-a oferit tot sprijinul pentru tipărirea acestor comori ale Ortodoxiei. Anul următor, părintele Arsenie Boca a mers la Muntele Athos, a adus alte transcrieri de la Sfântul Prodromu, de la Chilia Sfântului Patie. După aceea, părintele Stăniloae, bineînțeles, și-a procurat o altă copie a Filocaliei grecești. Și iată că așa a început a treia mișcare de renaștere isihastă din țările române, la Sâmbăta de Sus, sub influența lui Nichifor Crainic. El este cel care a influențat și a pus în valoare comoara Ortodoxiei și prin ucenicii săi. Dar numele său după 1944 n-a mai putut fi pomenit, dacă chiar părintele Paulin Leca, într-un tramvai, a pomenit numele lui Nichifor Crainic și imediat a fost urmărit. A fost urmărit și chiar în dosarul său am găsit că a pomenit numele lui Nichifor Crainic în tramvai, deci e ceva foarte grav. Deci vedeți cât de periculos este Crainic și atunci, dar și astăzi, vă zic că este la fel de periculos. Ideolog regional. Dar, mă iertați, o secundă, doar o scurtă remarcă. Mi-am adus aminte cumva un faptul vânător care arată cât de diferit pot fi înrăurite destinele. Vă menționasem că în 1930 Sandu Tudor a scos o revistă literară, Floarea de Foc se numea. Ei, la un moment dat, prin, cred că 34, am întâlnit în Floarea de Foc două pagini de poezie creștină. O pagină era a lui Nichifor Crainic, cu poezia ale lui Crainic, și o pagină Mihai Beniuc. Nu mi-a venit să-mi cred ochilor. Mihai Beniuc, poetul comunist, propagandistul, cu... în aceeași revistă cu... și convertiri în verse. Da, am zis că nu mai țin aminte exact în ce an, dar am văzut acele pagini și am rămas tulburat. Deci, și cât de diferite au fost toate cele trei destine. Da, doar un scurt amănunt despre opera lui Crainic, despre Nostalgia Paradisului. Aceasta opera sa l-a influențat foarte mult pe Mircea Eliade.
Mircea Eliade n-a mai menționat numele Nichit Focrainic în tratatul său de istoria religiilor. Bineînțeles, de aceea trece și între ghilimele Nostalgia Paradisului, dar nu menționează numele lui Crainic acolo și nici în cartea sa Nostalgia Originilor. Dar într-o scrisoare către Vintilă Horia spune despre lucrul acesta. De fapt, Crainic este cel care a scris Nostalgia Paradisului, o concepție care a fost aplicată după aceea de Mircea Eliade ca metodologie de cercetare în istoria religiilor. Nu pentru că, de fapt, nu? Noi păstrăm în memoria noastră amintirea paradisului, unei lumi perfecte și a unui cataclism care s-a întâmplat. Și tot impulsul ăsta de a crea fie opere de civilizație, nu? Inginerii, tot felul de chestiuni care țin de nu de cumva de stăpânirea pământului, cât și opere de cultură, nu? Impulsul ăsta religios este de fapt impulsul care ne este transmis ca o nostalgie a paradisului. Noi vrem să regăsim acel paradis cumva. Numai că spune Nichifor Crăinic că acel paradis nu mai poate fi refăcut pentru că a pătruns moartea. Părinții noi, Adam și Eva, erau nemuritori. Dar impulsul acesta trebuie transformat pentru desăvârșirea noastră spirituală, mistică, pentru îndumnezeire, pentru desăvârșire morală. Și de aceea a avut această preocupare către publicarea, pentru publicarea Filocaliei. Pentru că această concepție e, nu știu, după părerea mea, este de fapt o abordare care te eliberează și îți oferă cumva, te inițiază în adevărata concepție, în adevărata învățătura lui Iisus Hristos. Nu? Pentru că revelația de plină se găsește în ortodoxie. Și resturile ale acestei nostalgia paradisului se găsește inclusiv, să spunem, la triburile din Australia, nu? Că și ei păstrează amintirea unei lume a viselor din care au fost izgoniți și ei, prin ritualul lor, încearcă să regăsească acea lume. Sau șamanii tătarilor sau mongolilor, cumva. Numai că, vedeți, noi avem întreaga revelație prin Iisus Hristos, nu? Care ne-a arătat calea și nu doar fragmente ale unei nostalgii. Deja noi privim, spune Crainic, trebuie să privim către împărăție. Către împărăția în care se află acești mărturisitori. Da, și după cum vedeți, am pregătit acest scurt discurs pe care l-am găsit în apartamentul lui Nichifor Crăinic. Vorbește profesorul Dumitru Tăriloae. Toți cei ce vă înconjoară aici în această seară, pentru a vă sărbători la dumneavoastră vârstă de 80 de ani, își mărturisesc iubirea lor față de dumneavoastră, cei mai în vârstă cu iubire veche, rămasă istorică, cei mai tineri cu iubire nouă, dar nu mai puțin teamă. Dar ei sunt numai o mică reprezentanță a numărului timp de mii de mari ce o vețuiesc și o iubesc toată țara. Așa ne potriviți și pe noi, cei câțiva participanți ai lumii teologice și ucidecești prezenți aici, ca o mică parte din mare număr al ucenicilor și prietenilor dumneavoastră din acest plan al vieții omenești, în care ați fost activ și ați avut o mare și binecuvântare din vieță. Personal, iubite domnule profesor Nichifor Crăinic, mă leagă de dumneavoastră două lucruri importante și m-au atras pe început de dumneavoastră aceste două lucruri mari. Am iubit de dumneavoastră pe iubitorul Transilvanii de curând, dezrobite în anii 1920. Ați făcut parte din generația care a mers voluntar războiul pentru învederea neamului și v-ați dat seama că totul cel mare e
fiindcă văd frumosul de dincolo de Carapaz și ea se înseamnă de Vinde de Carapaz, după întâlnirea lor, cred că se continuă într-o iubire tot așa de mare. Și a fost cel care vedea exemplul. În fiecare duminică vă invitați orașele din Transilvania, creindu-vă legături, mărturisindu-vă dragostea din Transilvania, ținând conferințe, lucrând și așteptarea sufletească a noastră cu frații de credință. În al doilea rând, ceea ce m-a atras la dumneavoastră în trecut, a fost timpul clocular al gândirii și al scrisului dumneavoastră. Erați, cum s-a spus aici, în linia lui Coșcuc și Boga, așa înțelege și iubirea statului. A statului a gândit, a statului specificul lui spiritual, pe care cei mai dinainte nu îl descoperiseră ați adus acea gândire și acea spiritualitate populară românească care a ținut acest popor îndepus de sute de ani, la începutul existenței lui, care a dat aproape singure lucrurile și care a dat cea mai mare putere pentru a rezista aici, la foarca, dinspre unde veneau paule otomane ca să putrească tot. Ați fost acela care ați militat ca să faceți acest crez să fie înțeles și în cultura noastră, să transpuneți în forme accesibile, moderne, acest crez, pentru ca să însemne și el ceva în cultura noastră românească. Pentru că acest crez era deopotrivă înalt și era deopotrivă de popular, poporul nostru pusese un timbru special din el, încât devenise un crez și o putere de viață românească. Și dumneavoastră nu v-ați mulțumit să prezentați pe plan abstract, pe plan metafizic acest crez, să trageți din el toate consecințele practice, consecințele din de om, consecințele demotivice care se ascunde în el, să trage și acea consecință a bucurii sfăbornicești de toate punurile Pământului Românesc, ideea pe care ați dezvoltat în rest în anii de urmă la Rastul Patrii, care v-ați mai povestit Hristul, prin care ați actualizat propriu zis ceea ce termina în Spiritul dumneavoastră. De aceea, noi socotim cei ce vă iubim și cei ce vă respind, că sunteți un precursor atât în atragerea atenției asupra acestei spiritualități populare și asupra acestor concluzii de soboricitate românească pe care le-ați dezvoltat. Sunteți un precursor pe care vă prețuim așa cum vom prețui noi cei ce vă iubim din două sau trei generații, vă vor prețui și vă vor adânci și vă vor înțelege și vă vor relua generațiile care vă urmau. Iubite Dumnezeu Profesor, acum 80 de ani, Moș Crăciun a adus într-o casă țărănească la copilea Bucureștiului un dar neprețuit numai pentru casa aceea, și un dar neprețuit și netrecător pentru toată lumea.
Și acum doar 3 minute se auzim și vocea lui Nichifor Crăinic când recită o poezie din închisoare. Tot de acelea înregistrări din apartamentul său. Pe care le voi pune, cele câteva poezii pe care le voi pune, fac parte dintr-un ciclu care este un volum, nescrise de mine și compuse în gând, în 15 ani de constrângere, în care nu se putea avea niciun chibrit în mână, necum un contei. Nu e nevoie să spun mai mult, pentru că se poate înțelege despre ce e vorba. Vă voi citi întâi o poezie în care este vorba despre cei care au dispărut, fiindcă erau mai mult să dispărea decât să trăia. Poezia se intitulează Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul, furătorul, individ pe care largă norul, către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul, aripile lor, mă doboară nevăzute în zbor. Întrebat am luminata ciocârlie, candele ce leagă în întărie, unde lemnul cânte cu sfânt. De unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița uretul sferii, oarba care vede în întuneric, care ne vede prinsă de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița când va cădea, marele întuneric vei vedea. Tăină a munților, da? L-am mai lăsat și doi în aceasta și... Frunților, culmile ce se ridică, răzne perele deschide și din stâncile sulfate crapă sămnă pe tăgate și din sămnă crapă frunt și apă frunt arunde frunt. Munților, cărunților, apa, cât sunteți de munt, mașină din voi grăunt și pâraie vă taie, runeguși de pierăstraie și cu valuri care pleacă, fundul mărilor vă îndreacă. Munților, cărunților, dacă-i soarta pe ales, decât munți, mai bine ce? Să te muște satele, să te bată apele, oltele să se ridice cu miros de pâine în spice. De după gratis. A, și aceasta. Și aceasta de după gratis și după aceea. Am fost făcut să n-am pe acest pământ nimic. Ca pasărea pe ram, cobor și mă ridic. Pe ziduri de cetăți m-am îndrăzit să rup pândar de bunătăți din care nu m-am umplut. Și fruntele voinici m-am războit cu zmei să o crotesc pitici batropărit pe ei. Dar dragostea de neam m-am făcărat să-i cânt moșia unde n-am doi pași pentru mormânt. Și pentru acestea fac o sfânta cea mai grea. Nici treanța în care zac nu e mărtala mea. Dacă am avut fântat de luptă și de dor, se bucură încântat că merg în locul lor. Am fost poet și luptător pe rând, sunt astăzi un schelet ce spânzură de un gând. Mă învârtă cât mai știu ca piatra mori în loc și marci în pustiu cu vântul de noroc. La geam grilajul de rânjește gur de fier, în semn că pot să ies cu sufletul spre
cer, am fost făcut să n-am pe acest pământ nimic ca pasărea pe ram, cu tot mă zic. Mulțumesc pentru